a apărut National Heroes, băieți, evenimentul Euro 2020 din FIFA Mobile 21. Foarte multe premii interesante de unde putem alege, așa că haideți să vedeți cum trebuie să jucați pentru a face câțiva jucători peste 100. Hei, salutare prieteni, bine v-am regăsit la un nou videoclip explicativ, de data asta National Heroes. Da, după cum știți, licența pentru Euro 2020 este la PES și EA au făcut exact ce credeam că vor face, un eveniment cu un nume total diferit, dar dacă ne uităm la ce jucători sunt, e clar că e vorba despre evenimentul neoficial Euro 2020. Și să începem la capitolul principal, mai bine spus la Adventure Path. Aici trebuie cheltuită energia National la skill game-uri și la meciuri pentru a face cât mai multe puncte National. Și după ce terminăm primul capitol, la sfârșit avem de ales între doi jucători pe care putem să-i luăm. Nu știu pe ce mergeți voi, dar eu voi merge pe portar. Acum, odată terminat primul capitol, putem să trecem mai departe la capitolul 2, ba chiar cred că se deblochează și 3 după ce l-ați terminat pe primul. La fel, trebuie cheltuită energia pentru a face cât mai multe puncte și la sfârșit avem 2 jucători dintre care putem să alegem, de data asta de 94. Și vine puternic din urmă și capitolul 3, la fel, cheltuim energia National pentru puncte National, skill game-uri, meciuri, skill game-uri, meciuri și tot așa. Așa, până la sfârșit, unde putem să luăm un jucător de 100. Și chiar dacă Pedri arată foarte bine, a fost în echipa mea anul trecut, cred că alegerea mea ar fi James, o carte cu crossing care sincer arată super, super bine, nu știu dacă este mai bun decât Cancelo Ultimate Team of the Season, dar oricum e aproape. Și da, astea sunt cele 3 capitole de la Adventure Path. Acum, probabil ați văzut că la capitolul principal avem și câteva pack-uri cu energie pe care putem să le luăm. Vă spun de pe acum, nu vă trebuie dacă vreți să terminați toate cele 3 capitole și jucați în fiecare zi, chiar nu vă trebuie. Dar dacă ratați o zi sau dacă nu puteți să vă uitați la reclame pentru energie National, poate ar trebui să le luați când aveți nevoie de ele sau dacă sunteți nerăbdători să faceți jucătorul de 100 mai repede, puteți să le luați, dar v-am spus, dacă jucați în fiecare zi tot, puteți să terminați toate capitolele fără aceste pack-uri. Și apropo de pack-uri, avem și un pack gratis în fiecare zi pe care putem să-l deschidem de aici. Câteva resurse destul de bune, tokeni, puncte, bănuți, XP. Hai să vedem peste ce dau și eu, dacă sunt puncte sau nu. Nu, cum să fie puncte, din păcate, doar resurse. Acum, punctele National pe care le-am făcut la cele 3 capitole pot fi cheltuite aici, la Master Rewards. Tot ce trebuie să faceți, să mergeți pe o linie până la sfârșit să luați XP, bănuți, token pentru rank, până ajungeți la punctul ăsta, un punct care apoi vă dă un jucător de 96. Unul dintre jucătorii aceștia puteți să alegeți pe cine vreți voi. Partea bună este că dacă sunteți la început, dacă nu aveți foarte mulți jucători de 96 în echipa voastră, vă recomand să luați unul, ba chiar dacă jucați tot, puteți să faceți două linii. Asta înseamnă că puteți să luați 2 jucători de 96 pe parcursul evenimentului. Sau dacă nu aveți nevoie de 2 jucători de 96, puteți să vă cheltuiți punctele la Legends Rewards. Din nou, trebuie mers pe o linie de asta până la sfârșit pentru bănuți, XP, tokeni, tot așa, până la punctul ăsta care ne dă un jucător de 102. Și da, foarte, foarte multe variante interesante pe aici. Sunt curios pe cine vreți să băgați în echipa voastră dintre băieții aceștia. Lăsați un comentariu și spuneți-mi, dar vă spuneam, cam astea sunt cele două opțiuni. Fie faceți 2 jucători de 96 de la Master Rewards, fie faceți 1 de 102 de la Legendary Rewards. Acum, odată ce cheltuiți acele puncte, vom face și aceste milestones de la capitolul main. Pentru 6.000 de puncte cheltuite ne-l dă pe băiatul ăsta de 85, apoi pentru 10.000 de puncte cheltuite ne dau câțiva tokeni, tokeni despre care vom vorbi imediat, pentru 15.000 un Larson de 88 și pentru 37.000 un Pires
D99 Event Icon. Un mijlocaș stânga care arată foarte, foarte bine la atribute, dar, din păcate băieți, ne trebuie 37.000 de puncte cheltuite și, din câte am văzut eu, putem să facem maxim 35.500 de puncte de la cele 3 capitole. O să vă spun imediat cum puteți să faceți puțin mai multe puncte, poate putem să-l facem pe gratis, dar dacă nu puteți să-l faceți, nicio problemă, urmează un giveaway pe canal unde voi da această carte, așa că, dacă nu sunteți încă abonați, abonați-vă pentru că urmează giveaway-ul foarte, foarte curând și chiar nu vreți să-l ratați. Deci vă spuneam, cu punctele de la cele 3 capitole nu putem să-l facem pe Pires, dar dacă jucați la Match Day e foarte, foarte posibil să puteți să-l faceți gratis. O carte pe care cu siguranță nu o facem gratis, în schimb, este Van Basten Prime Icon de 105. Da, uitați-vă și voi la cartea asta cum arată, super multe atribute de 140 la sprint, la puterea șutului. Din păcate, oricât am jucat, nu putem să-l facem gratis, costă undeva la 75.000 de gems. Și, bineînțeles, nu uitați și de cele două SBC-uri pentru ranks și pentru skill boost-uri. Ok, băieți, trecem mai departe la capitolul Match Day. Și dacă vi se pare cunoscut, asta este pentru că a fost și la Team of the Season. Trebuie să ne construim o echipă cu câteva cerințe pentru a face și mai multe puncte, băieți. Și vedeți și voi cerințele, 2 jucători Icon, 6 jucători de naționalitatea de la echipele pe care le vedeți în stânga, deci în cazul ăsta Macedonia, Olanda, Cehia, Franța, Finlanda și Ucraina. Și foarte important, 3 jucători de la aceste naționalități, dar de la evenimentul National Heroes. Deci cei 6 pot fi de la oricare eveniment, dar 3 trebuie să fie de la National Heroes dacă vreți toate punctele la fiecare meci. Și vă spuneam, astea sunt echipele acum, peste 3 zile de pe 3 vor fi alte echipe, apoi de pe 6 iulie vor fi alte echipe, de pe 9 alte echipe și în ultimele 3 zile vor fi toate echipele. Dar da, trebuie să ne alegem unde vrem să jucăm, head-to-head versus attack sau împotriva jocului pentru a face scor cu care mai apoi ne vom clasa în cele două clasamente, cel din dreapta este pe tot evenimentul National Heroes și cel din stânga este odată la 3 zile, odată ce se schimbă echipele, cerințele, se va schimba și acest clasament, deci cu cât faceți mai mult scor, cu atât veți lua niște premii mai bune. Și în partea dreaptă avem și câteva quest-uri zilnice, quest-uri pe care le facem foarte ușor dacă jucăm oriunde în joc. Dar sunt câteva quest-uri care ne dau National Score Bonus. Și bonusul poate fi activat de aici, vom primi în plus la fiecare match câte 40 score pentru 4 ore. Apropo, aici este cu totul altă energie Match Day. Evident, dacă aveți nevoie de ea, puteți o luați și de la reclame și cu pack-uri. Am vorbit despre acest capitol, dar e foarte, foarte important dacă vreți să-l faceți pe Pires. Dacă vreți să-l faceți gratis pe Pires, trebuie să luați toate punctele de la cele 3 capitole și trebuie să terminați în top 40% la fiecare 3 zile în acest clasament. Dacă vă uitați, la top 40 primim câte 450 de puncte National, foarte importante vă spuneam, dacă vreți să-l faceți pe Pires gratis. Dar un sfat pentru voi, chiar dacă nu vreți să-l faceți pe Pires, încercați să faceți măcar 50 de scor pentru a lua cele 150 de puncte, puncte de care e posibil să aveți nevoie pentru jucătorul de 102. Și mai avem un capitol despre care vreau să vorbesc, Mosaic. E clasicul capitol cu câțiva jucători în această roată, dacă îi nimeriți, se vor schimba cu resurse. Și în timp ce căutați jucătorii aceștia, în timp ce cheltuim token Mosaic, vom lua câteva premii și de aici din partea dreaptă, resurse, XP, bănuți, skill boost-uri, puncte National, foarte importante pentru jucătorul de 102 de la Legendary și, bineînțeles, pentru Pires, pentru cine încearcă să-l facă și dacă vreți să-l faceți
pe băiatul ăsta de 102, aparent se poate face, dar, din nou, la fel ca la Pires, trebuie să terminați în top 40% la fiecare 3 zile la match day. Deci da, dacă vreți cele mai bune premii, trebuie să jucați și la match day, trebuie să faceți top 40 pentru Rui Patricio și Pires. Dacă mai aveți alte întrebări, lăsați un comentariu și până data viitoare, mai am și alte videoclipuri pentru voi pe care le vedeți pe ecran, dați pe unul și uitați-vă. Pa, pa!